cred de asemenea că trebuie nu schimbat protocolul, ci făcute câteva mici adăugiri, tocmai pentru ca în plan județean, acolo unde s-a întâmplat, să nu se mai întâmple și să se regleze chestiunile care țin de proasta funcționare a USL și mai ales niște alianțe în afara USL. Totodată, liderul liberalilor a mai subliniat că USL nu se va rupe datorită faptului că cetățenii și-au pus încrederea și au votat această alianță. Această alianță va continua și nu pentru că dorim noi, oamenii politici, ci pentru că așa a dorit electoratul. Disensiunile din cadrul USL sunt departe de a fi rezolvate. Senatorul PSD de Ilfov, Gabriela Firea, a demisionat din PSD din cauza alianței pe care Partidul Național Liberal a făcut-o cu Partidul Democrat Liberal la nivelul județului Ilfov.